Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Au fost prinși doi cetățeni care lucrau la aeroport și furau din bagajele călătorilor. Da, mă, se mai fură din bagaje în 2023, domnul Luca. Se pare că se fură ca lumea. Adică asta se întâmpla în anii 90. Poliția le-a găsit ăstora peste 80 de obiecte ciupite din bagajele cetățenilor. Modul de operare era următorul. Ei furau din, lucrau și furau din depozitul de bagaje pierdute. Deci oameni cărora bagajele le erau rătăcite de companiile aeriene și erau anunțați că le vor primi ulterior acasă, constatau la livrare că în bagaj nu mai sunt toate lucrurile pe care le aveau puse acolo. Și bănuiesc că nu furau cămași, pantaloni. Furau și haine de firmă, scrie. A, da? Dar și laptopuri, telefoane. Eu mă întreb cine își lasă laptopul sau telefonul în bagajul de cală. Hai că laptopul, să zic, ocazional ți l-ai mai lăsat, dar telefon... Poate era un telefon cumpărat și... Sau poate era cumpărat, nu era, da, de, nu-l folosea. De ce atunci erau fierți pe de-astea? Pe bunuri de valoare, evident, și pe care le puteau valorifica suficient de repede. Accesorii de lux, laptopuri, aparate foto, telefoane și așa mai departe. Găsiseră ei un loc în care nu băteau camerele de luat vederi, se piteau acolo și le deschideau oamenilor valizele și luau lucruri, scotoceau și luau lucruri de acolo. Mă rog, nu prea înțeleg nici asta cum făceau, că eu, acum în, cred că de 10 ani am valize de alea cu cifru. Așa, și cifru e lent. E... Da, adică trebuie să-ți ofer, o fermoară? Da. E ca o fermoară. Păstrează-și cifru. Nu e chiar, adică la lacăt puteai să deschizi cu tot cu lacăt fermoarul. Deci și Luca, doar mai... tu deschizi o valiză cu cifru sau lacătul și așa mai departe. Ce naiba? O valiză se poate, în urma unui șoc, îi cedează fermoarul, na. Înțelegi? A, că ți-o aduce, da. Ai văzut? Fine. Cert e că eu, da, nu credeam să se mai întâmple așa ceva. Eu am pățit o poveste similară în urmă cu 15 ani în Italia. Dar nu că e similară, e mult mai gravă. Acum 15 ani în Italia, în Sicilia. În Sicilia, tati, adică da, măcar m-au operat cei mai buni. Băieții ca lumea, da. 99% pe noi ne-a furat poliția de frontieră italiană. Adică nu, nu niște băieți de la depozit. Serios? Da. Cum? Am fost trei cupluri în vacanță, cum spuneam, în Sicilia. Și la plecare, la controlul ăla corporal de toate alea, trebuie să scoți cureaua și... La raze X acolo. Și nu știu ce. Unde e poliție, da? Nu sunt... sunt vameși. E poliție de frontieră, da? Da. Am scos toate alea, am trecut și Oana, când a trecut, piuia aia. Și-a întors-o. Zice, mergeți și mai scoateți ce mai aveți în buzunare. Și am mai scos nu știu ce spanac și a pus-o să-și scoată cercei. A scos cercei. Ea avea o pereche de ochelari de soare primise de ziua ei, de la cineva, o pereche de ochelari de soare scumpi. Erau 200-300 de euro, la vremea erau o mulțime de bani. Și acum sunt foarte mulți bani pentru niște ochelari. Aia a pus din prima în tăviță, știi? Și au pus-o să mai treacă încă o dată. A trecut și a scos cercei. Au pus-o încă o dată să treacă să se descalțe. S-a descălțat, a trecut, iar a piuit aia. Iar a întors-o. Mai mergeți încă o dată. Și la a treia au scanat-o și cu de la manual și au zis, gata, în ordine. Du-te. Mergeți, s-a dus. Eu eram lângă asistam, stam la scenă de dincolo, știi? Și când i-a trecut tăvița cu toate alea, când a ieșit pe partea elaltă, erau toate mai puțin ochelari. Joacă-o pe asta. Păi și ce-ați zis? Păi am zis, aveam niște ochelari aici. Ce ochelari? Păi erau niște ochelari de soare aici. Nu, nu era doar nicio pereche. Ia, unde erau? Acolo sunt aici. Camere, n-ați făcut reclamație? Ba da, sunt camere. Să vină cineva, a venit unul. Ce problemă aveți? Păi noi ne aveam o pereche de ochelari, a pus femeia aici, aici pe partea asta, altă nu mai erau. Am făcut, e David Copperfield, suntem la camera ascunsă sau ce? Așa, și n-au recunoscut? Nu, domne, nu. Asta, dacă vreți, depuneți-o la camere, nu ne putem uita acum pe loc, trebuie să depuneți o cerere scrisă. Așa. Și o să ne uităm și nouă, ne pleca avionul în 40 păi, de minute. S-au bazat pe chestia asta. Evident. Bă, da, poliția de frontieră, atenție. Că n-avea cine acolo, adică totul s-a petrecut între locul unde a pus bunurile în tăvița aia și celălalt capăt al benzii care trece printr-o cutie neagră cu raze X. Mi s-a părut fabulos. Și n-am mai avut, adică acțiunea se petrece în 2008, n-aveam
obișnuința reclamațiilor a... Acum ești mult mai reclamagiu, nu? Acum mai ca ce făceam cu ei. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.